Domnul președinte, v-am găsit taman în camioneta de care vorbea domnul primar. Vreau să vă întreb dacă aveți vreo replică să-i dați domnului primar referitor la acuzele care v-au fost aduse de către domnia sa. Da, pentru că domnul primar a ieșit să se voicărească și să facă acuzații că eu cu camioneta mergeam la lucru. Tic venea cu camioneta la serviciu și pleca tot cu camioneta. Nu toată lumea are mașină, nu toate persoanele au mașină de serviciu să meargă să plimbe pe banul public unde vrea, unde au chef în fiecare zi. Eu mergeam cu mașina mea personală pe banii mei și totodată vreau să-i transmit domnului primar că tot cu această camionetă am fost și în curte la dumnealui și am dus diferite obiecte. Cu această camionetă în care ne și aflăm la momentul ăsta. Exact. Asta e camioneta, nu am alta. Cu această camionetă am fost la domnul primar și pe străzile Săcălazului, care sunt fotografii puse pe grup. Am cărat și piatră, și pământ, și molus, și tot ce a fost nevoie când am fost angajat cu primăriei. Și totodată vreau să-i transmit domnului primar că pe banii mei am mers. Și el se dădea foarte mândru. Că nici măcar dacă tot atâtea milioane zic că au atâția bani, sunt în primărie și au atâția bani, nu au fost în stare să-și iau o camionetă. Foloseau camioneta dumneavoastră, ca angajat. Exact, exact. De ce credeți că s-a supărat domnul primar așa de tare că a ținut morții să se certe cu dumneavoastră în înregistrare? Domnul primar s-a certat în înregistrare pentru că prin omul dumnealui conducea Partidul Aur Săcălaz, omul lui fiind un abonat la banul public. Păi parcă dumneavoastră erați abonatul la banul public, așa zicea domnul primar. Așa zicea domnul primar, dar dacă stăm să calculăm, eu aveam un salar aproximativ de 3.000 de lei. E public, se poate verifica. Și mai este încă o chestie care domnul primar nu vrea să o facă public. El are angajați, din ce știu, vreo 4 persoane din familie, soră, cumnată, nepoată. Pe bani frumușei, așa să zic, eu știu, vreo 8.000 de lei. Dacă calculăm, s-ar putea să greșească domnul primar că eu eram ăla care eram abonat la banul public. Dumneavoastră sunteți de părere că domnul primar e supărat că nu mai poate controla Partidul Aur la Săcălaz? Cu siguranță chestia asta. Și Partidul Aur nu se poate, eu nu sunt marioneta, nici nu o să-l mai poată controla. Cât voi fi eu președinte, o săptămână, un an, 5 ani, nu, eu nu sunt marioneta al domnului primar. Da, am mai auzit și un zvon și vreau să vă întreb, un alt coleg de-al dumneavoastră care s-a înscris în Aur în ziua următoare a fost concediat de către domnul primar, e adevărat? Da, este adevărat. Este adevărat, e vorba despre un coleg de-al meu care e și inginer. Deci cum s-a întâmplat când s-a înscris în Partidul Aur, a doua zi domnul primar l-a și concediat. Pe ce motiv? Așa, din senin? Din senin. Concedierea asta trebuie să aibă la bază niște motive legale. E adevărat. Domnul primar își face jocul cum vrea el în primărie. El probabil confundă primăria cu, să zic așa, cu firma privată a dânsului. Dacă cineva nu răspunde la cum zice, cum vrea el, îl concediază. Sau îi găsește orice portiță să-i dea viteză. Românește. Ajutați-ne să înțelegem, colegul dumneavoastră, doar pentru simplu fapt că s-a înscris într-un partid, așa cum sunt exact o mulțime de alți angajați înscriși în partid, domnul primar s-a supărat atât de tare încât l-a concediat? Era supărat că el a fost, din ce știu, de 3-4 ori să ia Partidul Aur și a fost refuzat. E normal să fie supărat el cumva, dar vă dați seama cum a intrat în Partidul Aur, cum a doua zi l-a dat afară. Nu pentru că nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu sau motive de lucru? Păi dacă nu și îndeplinea, trebuia să-i spună, bă, uite, nu ți-ai făcut treaba aia. Nu, nici vorbă de așa ceva. Pur și simplu, direct. Doar pentru că este exact, membru Aur. Exact, doar pentru că este membru Aur. Domnul președinte, nu pot să nu vă întreb, am văzut și eu pe Facebook, așa cum am văzut cu toții, niște fotografii cu dumneavoastră, această camionetă în care încărcați un colac de țeavă. Da, e adevărat. Aproximativ un an am luat colaci de pe stradă, i-am dus în primărie. Pozele alea sunt scoase de consilierul Iernes de Săcălaz, care nici nu știu dacă e fotograf sau consilier. Ernest, eu nu cunosc vreun consilier Ernest. Vă referiți probabil la domnul consilier Pânzariu? Exact, exact. Dar nu știu sigur dacă e fotograf sau consilier, nu pot să-mi dau seama. Alea sunt fotografii de un an și când eu eram angajatul primăriei cu mașina închiriat.
și utilajul primăriei, alea au fost luate, duse în primărie, de acolo nu știu, nu mai mă privește pe mine. Eu iarăși mi-au scos acuzații cum că ce-am înțeles din ce a spus domnul primar, că cu camioneta mergeam la lucru și veneam înapoi tot cu camioneta, adică care vrea să înțeleagă, înțelege. Că tot cu camioneta, era normal să vin tot cu camioneta, camioneta e a mea personală, dar cumva mi-au dat de înțeles că aș fi furat ceva, cu facturi, cu... Domn primar, eu nu am, nici n-am luat facturi, nici n-am tăiat facturi, nici n-am mers să cumpăr, doar am cărat dintr-un loc în altul. M-ați trimis la depozit un sac de ciment, vi l-am dus pe strada 5-a, sau mă rog, în strada 6-a, unde au fost nevoie, plasă, balastru, piatră, nisip, ce au fost nevoie. Eu nu tai facturi, nu semnez facturi, deci dumneatale mi-a adus niște acuzații la care eu nu le cunosc. Dacă era așa adevărat că sunt hoț, că am furat, cum spuneți dumneavoastră, plasă, beton, lemn, în secunda 2, la cât vă știu și cât știe lumea că sunteți de răzbunător, în secunda 2 eram dat la poliție. De ce n-ați făcut asta domnul atunci? Domnul președinte, dar stați puțin. Domnul primar poate să spună despre oricine, orice, fără să prezinte nicio probă, că ați văzut domnia sa spune că atunci când cineva îi aduce acuzații, să vină cu probe. Este adevărat. Nu a adus nicio probă. Domnul primar e foarte supărat că am preluat Partidul AUR, dar și el e supărat de... V-am spus, pe cel mai tare e supărat pe chestia asta. Și dacă era să fie așa, de ce nu? Dacă era să fi furat în timpul ăsta de un an, n-a văzut domnul primar, a fost legat la ochi? Vreau să vă mai întreb, cum vă explicați că apariția pozelor are loc la un an de zile după producerea faptului? Și eu am fost surprins, nu puteam să nu ies să-l întreb pe domnul primar dacă știe și avea, dar n-avea cum, că în secunda 2 anunța poliția, domnul primar. Și e liber să o facă. Dacă are probe, fă. Deci, domnule, la poliție, reclam, repet, nu am adus nicio factură, n-am dus nicio factură, n-am nicio treabă eu cu facturile în primărie. Eu aveam doar cu colegii pe teren, adică ce înseamnă, trotuare, podețe, prin față pe la biserică, prin ea am lucrat. Era, domn primar era mândru pe timpul ăla când căram toate materialele pe banii mei cu mașina mea. Repet, o zis că are nu știu câte milioane de euro, de lei, de ce are el în primărie, n-or fost capabil. Dar nu, el nu-i capabil, că în pixul lui stă banul, să-și cumpere o camionetă. Să nu stea să folosească camioneta lui Talabă și după ce o folosește și așa îl face și hoț. Da, domnul primar zicea că sunt bani. O să vă dau un exemplu cu podețele care sunt făcute în Săcălați, trei podețe, în care eu nu înțeleg, dar dacă dumnealui vrea să dea o, nu mie să-mi dea, la live, să dea oamenilor, să le dea explicații, cum s-a putut ajunge ca un podeț din ăla să coste 10.000 de euro? Doar fierul, că betoanele sunt turnate de oamenii la gospodărie. Cum se poate să ajungi la suma asta de 10.000 de euro? La care podeț vă referiți? La podețul de la Moară, mai e unul între strada 8-a și 7-a și unul la parc. Și mergem până acolo să ne explicați sigur, cu probe? Sigur, mergem acolo, măsurăm, vă explic că aproximativ un metru pătrat de tablă striată costă în jur de 200 de lei. Dacă facem un calcul pe podeț, ajunge undeva materialele la 1000 de euro. Până la 10.000, cum le poate explica? Când am vrut să le facem noi, domnul primar nu m-a lăsat să fac treabă, că Talabă nu făcea treabă. Când am vrut să fac podețele, eu zis că nu, că trebuie o firmă, eu știu, firma casei, firma lui, firmă cu experiență, în care noi aveam doi sudori cu mare experiență la gospodărie. Oameni foarte harnici, oameni foarte pricepuți. Primăria Săcălați, nu la mine acasă. Exact. Eram angajatul primăriei pe timpul ăla, când domnul primar nu ne-a lăsat să facem chestia aia. Deci domnul primar, dacă îi se părea ceva care nu trebuie să faceți, voi trebuie să aducem pe altcineva. Adică noi nu eram capabili să punem două traverse și să sudăm trei table? Păi nu știu, erați? Eu zic că da. Și demonstrăm dacă vrei, facem unul lângă. Ce-a fost mai greu am construit noi. Adică noi am construit capeții de pod care i-am consolidat cu beton și cu... El au venit, au pus două grinzi, au sudat două și au făcut două balustrăzi. Simplu. Și ținând cont de măsurătorile pe care le-ați făcut dumneavoastră, ce reiese? Că un astfel de pod a costat 10.000 de euro când putea să fie făcut cu 1.000 de euro? Eu am văzut pe ce-or plătit primăria. Așa. Către firma casei sau eu știu cine e firma respectivă, că nu știu. Așa. Cât s-a plătit? S-a plătit 1 miliard 150 de milioane plus TVA. Deci reiese 10.000 de euro un podeț. Cum, dacă dumnealui poate să ne explice cum s-a ajuns la suma asta un podeț? El zice că totul e transparent și că este un foarte bun gestionar al banului public. El gestionează foarte bine și
Da, să ne explice. Și vreți să spuneți că cu banii de pe un podeț se puteau face 10 podețe sau? Garantat. Cu oamenii de la gospodărie, da, se puteau face, un podeț din ala se putea face cu 1500 de euro. Deci nu chiar 10. Nu chiar 10. Și de ce credeți că nu s-au făcut? Adică dacă aveți personalul calificat, aveați sudor, aveați eu nu știu de ce. Eu vreau ca domnul primar să dea explicații, nu mie. La oamenii din comună. Să-i spună, domnule, uite, asta e problema. De aia am făcut cu 10.000, că podul, eu știu, e transparent, are sticlă, se vede tot prin el. Sau nu înțeleg. Dați-ne câteva detalii legate de costuri, ca să înțelegem că lucrurile stau exact așa cum spuneți noastră. Deci dacă calculăm tabla pe metru pătrat, la un podeț îți intră undeva 90 metri pătrați de tablă, ori 200 de lei metru. După aia luăm țeava, luăm un pachet de electroși 2, e simplu de calculat. Poate face o ofertă pro formă și o să vezi că reiese maxim 1000 de euro pe podeț și două cutii de vopsea. E foarte simplu să faci un calcul la un podeț din ăla, dar nu înțeleg de cum de s-a ajuns la suma de 10.000. Aici domnul primar trebuie să, nu mie să-mi dea explicații, la oamenii din comună, că zice că e un foarte bun administrator al comunei. Explicați-i, domn primar, cum s-a ajuns la banul ăsta. Uitați, domnul primar, ăsta e podețul, unul din cele trei podețe. În final, vreau să-i transmit domnului primar că Aur Săcălaz nu va fi intimidat de manipulările dumneavoastră. Cei care, într-adevăr, facem administrație, trebuie să urmăm niște proceduri și nu să plecăm cu camioneta după masă acasă. Nu să știți la ce mă refer. Și își va face treaba ca și partid în opoziție. Partidul în opoziție are dreptul să-i facă observațiile astea.